Accidentul a avut loc din cauza vitezei neadaptate pe carosabilul umed. Tânăra aflată la volan a pierdut controlul mașinii, iar aceasta a lovit parapetul și s-a răsturnat în afara părții carosabile, ajungând într-o râpă adâncă de 30 de metri, lângă o conductă de gaze. La fața locului au sosit imediat echipajele de la ambulanță și Suprahova, care au asigurat zona și au scos-o pe tânără din mașină. Locuitorii din zonă spun că se tem permanent din cauza faptului că se pot trezi și cu alte autoturisme în gospodăriile lor și dau vina pe autorități care nu refac parapeții de protecție distruși în urma nenumăratelor accidente rutiere. Acum nu mai poate. V-a mai lovit-o? Mai mi-a lovit-o, da. Pică mașina aici? M-au mai picat? S-a mai întâmplat, dar în ultimele 2-3 luni, cam frecvent, 3-4. Au avut noroc că scăpa cu... Toți au avut noroc. Ce ar trebui făcut? Nici măcar nu l-au reparat pe cel vechi. Parapetul? Da, după ce au căzut două mașini, l-au lăsat de izbeliște, rupt. Să-l îmbunătățească, să ridice, să facă cum ar fi normal într-o curbă. Mă, se întâmplă o dată, de două, de trei ori. A cincea oară te gândești, bă, hai să facem ceva, de ei nici măcar nu l-au pus deja pe la ar fi a cincea mașină eu, care... De când știu eu, așa, în două luni a cincea, da, dar... Da. Și nici măcar n-au ridicat parapetul vechi. A murit. Dar răniți a fost, aia erau, nu mai erau. Pică des mașina aici, mai pică? Incidentul nu a fost unul singular. În decurs de doar o jumătate de oră în aceea zonă, alte două autoturisme au fost avariate după ce șoferii nu au adaptat viteza pe carosabilul umed și s-au tamponat în trafic.